Salut, prieteni, eu bine am regăsit la Amfibios Conexion. Vorbesc că română pentru toți și pentru Gestro și pentru Costel Codreanu, pentru că ultima oară când am făcut un filmuleț în altă limbă, toți s-au speriat de parcă sunt de pe altă țară, Tokyo, în afară de Tokyo, sunt alternativa la Tokyo sau alternativa la România, foarte, foarte proastă. Acum, hai. Vreau să testez un antivirus fals, dar încă un antivirus fals cu nume fără sens. Adică cum să-i spui eu Windows Protection Unit? Adică unitate de protecție Windows care virusează calculatorul. Eu sunt nume de virus care pretind că sunt ce cum. Ei pretind? Da? Windows Protection Unit este o clonă de-a lui Windows Mai îl chema Tracker Unit sau cum l-or chema. Dar Windows Risk Minimizer este o familie de antivirus falși care ia iconițele de la Windows 7, Windows Vista, Windows XP. Ei fură iconițe cred că legitime. Cum ar fi iconița de la monitor. Iconița de unde poți să personalizezi Windows-ul, uite cam asta fură el, rezoluția, dar înainte să vreau să fac un filmuleț, să vreau să intru pe Firefox sau să-mi reglez puțin RAM-ul pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ok, să căutăm despre România. Nagoriyuki, cred că pot să caut altceva în România. Corupția ucide. Da. Corupția ucide, stripărița ucide. Frumos cântec a făcut trupă. Frumos. Deci aș fi și cântat rock and roll ca și trupă. Dar vreau să mai caut ceva despre România la care vreau să vă spun. Este adevărat că o cretină nu va să fie tifacă de un fan de pe OnlyFans? No! Ei, da, o să vă să caut despre Windows Protection Unit. Virus. Stați să vă arăt prin imagini. Uitați pe ăsta. Ăsta vreau să-l testez. Ăsta. Malware tips. Ai, bă, do Windows Defense Unit. Deliane! Caută și tu a fake virus, te rog. Vreau să-i testez pe YouTube pentru un documentar. Dar trebuie să strig numele ăsta pentru că deja nu mai pot. Da. Aș vrea să cânt de, vreau să caut despre suma de 40 de mii de dolari. Hai mă, că scriu repede, nu mai caut. Gata, eu nu mai caut. Gata, bă, gata! Nu mai caut, gata! Tu ești satisfac, eu nu mai te fac. Gata! Rulăm virusul ăsta! Îl rulăm pe Windows Protection Unit. Scăpăm de stripărițe din România pentru toată viața! O dată pentru totdeauna. Windows Protection Unit. Un nume de a furisit. Windows Unitate de Protecție. Uite de ce nu-mi place mie virusul ăsta. Dar mie îmi place să testez fake virus, dar nu-mi place că ei fură iconițe de la alte programe. Era că am dat scanarea în ultima perioadă. Trojan fake AV. Mă, tu ești fake AV, nu mai da vina pe Windows 7. Bă! Trojan fake AV ești tu! Nu sunt eu. Te o bag pe stripărița aia. Nu mai! Vine să strig tonul la Edgar. Deja, nu știu ce e cu mine în ultima perioadă. Priviți gloria lui superagentul Alin!
Acum să-ți dau și ție, cum mi-ai dat tu mie în Windows 7, pe vremea mea, ciudatule. A, solitaire, avem solitaire. Da. Șapte, Windows. Da. Luna Corporation Sachs. V-am spus. Luna Corporation Sachs. 5, cred că un 5, 4. Nu există multe posibile virale, dracu. Da. Dar eu n-am o treabă cu asta. Am o treabă mai serioasă. Puțin că am supărat pentru că am auzit multe necazuri. Eu nu prea stau cu ochii pe Vilcea Maxim și pe distracția mea. Dar puteți să... Never mind. Să mă înțelegeți. Asta am vrut să spun. Să mă înțelegeți. Da. Pentru că ceea ce fac eu este să scap de toată problema asta. Dar eu tot caut la întâmplare. Eu caut la întâmplare. Haideți, nu mă judecați, vă rog. Eu caut la întâmplare chestii și poate nu-mi dau seama. Sau poate îmi dau seama, dar nu pot să știu eu. Da. Hai, bă. Un combo. La 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 la. Au! Nu pot să realizez ce am zis. Și la ce mă refer, oameni buni? Prostia asta de a nu spune nimic despre secrete. Mai are mult de scanat antivirusul fals, că vreau să vi-l arăt. Mai are mult de scanat, că dacă mai are mult, îl iau cu mătura lui Vrăși. Oricum că și grepe de solitarul, da? Îl câștigăm repede. Cum să nu? Perfect! Yes! Bă, bă, s-a terminat scanarea! Tojan fake AV, Tojan fake AV, Porntul. Mamă, ăsta vine, are scanările din, de pe câmp. Ăsta are scanările de pe câmp. Use process control. Ăsta... El caută cam mult. Task managerul nu pot să-l rulez. Deja mi s-a cerut o sugestie cu el. Uitați sugestia. Bă, eu nu pot să am o liberă exprimare pe internet. N-am înțeles cum de oamenii care joc pe Twitter merită mai multe like-uri decât mine când sunt supărat pe unele probleme. Eu nu înțeleg. Puteți să spuneți ce să fac? Nu fiți sărători. Să continuăm cu antivirusul ăsta fals, care zice că e protecție, unitate de protecție Windows. Dar văd că ăsta nu este o unitate de protecție deloc. Ce putem să rulăm? Cred că putem să rulăm regedit. Ca nebuna, ca nu-i frumoasă și ca nu-i stripăriță! No! Nu vreau să zic asta! Afară! Afară să luăm Ryer! Ne întoarcem imediat! Afară am spus! Cioace cu aripi! Nu o să primești eu bonusuri de Valentine sau de Crăciun dacă nu mă distrez într-un club din capitală. Fără bodei sau tripoise cretine trădătoare. Păi calmează-te, Aline, și testează corect. Păi eu testez corect pe China mai sus. Nu e niciuna mai frumoasă? What? M-a nebunit. În ultima perioadă, de câte ori strigă unele dorințe, zic să ies afară, zic să stau naiba în pat, că poate mi-e mai bine. Vreau să vă zic că de 10 ore nu prea am înregistrat nimic și nici nu o să înregistrez despre Angry Birds Epic, că de la certăreții aia
Faseară a venit curent protectim pe Discord. Am aflat că el s-a certat cu MFK, s-a certat cu fanul meu, Engibad Epic, dar s-a dovedit a fi pe cineva că nu se abonează la mine. Dar el a postat despre mine că am un nou record la distrugere în Alpha Pig cu Doom Drone Self-Destruct MFK din cauza unor opinii spânzurate, bonave, despre pălărioare păsărești. Se ceartă și zic lui MFK că el are o pernă cu Matilda erotică. Hop! Dacă voi ați spus gluma asta, Abdullah e un pârâcios. Să iasă dracului stripărița să-l ia. Dar sunt puțin cam supărat pe tărăboiul din Angry Epic. În loc ca fanii mei să aprecieze majoritatea conținuturilor, ei sunt preocupați să se certe între ei că din cauza lui MFK că a spus o opinie, nu știu cum. Vă place în ce s-a ajuns în ianuarie? Acum s-a terminat ianuarie, sper că în februarie să-și revină toți. Că Luna Corporation, gata, a plecat. Nu mai fac live-uri, gata. Am. Explorer. Japoneze? Nu. No. Ia uitați tire-ul bonav, ia uitați-l. Ia uitați exemplu, mă. Pe mie mă cam doare dracului capul, deci nu înțeleg. Increase healing. Ia uitați-vă aici. Balanță la Engibad Epic. Bigger balance, paladin, increase shield duration, 3-4. Stone guard, feral assault. Increase attack damage from debuff. Increase the damage of... Aaaa, oleo! Ce dracu vrea antivirusul fals? Vrea să mă supere. Amole, doamne. Uf. Am început să urăsc anumite chestii provocatoare, alte... Amole, mă doai capul, nu mai pot să mai gândesc la... De ce renunț eu la unele chestii? Este teribil! Urăsc ceea ce urăsc, vă explic, dar poate nu vreau să mă omoare mama. Take me to church, asta e, da. Windows, not a bad. Asta. Nu. S-a dezactivat user cam controlul ca să ruleze forțat fechina virusul. Oricum nu puteți să scăpați de el nici în safe mode. Dacă vă zic că nu puteți să îl ștergeți din startup, e o problemă cam gravă. Să vă arăt pe safe mode că nu puteți să faceți nimic. Să încercăm cu MS Config. Nimic. Urăsc olifantul nebunei! Și așa o să-mi fie opinia de acum. Dacă sunt puțin cam supărat. Dacă credeți că... Fix ce face un antivirus fals. Se dă dreptă unitate de protecție Windows și ignoră toate aplicațiile legitime de la Microsoft. Nu așa ți-ai născut vechina Vaira și Gavril? Sau Tritax? Cine i-a născut? Sunt răspunzători. Unde dracu cum sunt căștile? Și nu mai refer la căștile astea din calculator. Ok, oameni buni, spuneți-mi un lucru. Discuțiile astea ale mele mi s-au aprins de la o știre care a văzut-o și Liliac ieri. Da. Voi fost știrea asta. Nu dăm drumul la rock.
Aoleu. Mai pot. Credeți-mă că mai pot. Eroare ție! Videochatul Maxi nu poate să se ruleze. Nici gratuit. Uitați-vă la ei. Am ajuns. Mă doare cap. Da. Dar dacă vă explic de ce mă doare capul mai mult, puteți să nu plângeți. Nagoriyuki. Pe telefon. Ap! Telefonul! Dacă pu... Ai, bă, nu e niciun torrent, bă! N-am torrent descărcat. Zice că dacă primesc notificări, zice că am violat... Nu, nu, nu am violat. Am încălcat legile drepturilor de autor. Să folosești torrent ca să descarci filmulețe cu Hitler, parodii teroriste și software crecuit cu fake virus. Poți să fii judecat. Poți să fii dat în judecată de Rovio pentru Angry Pigs Epic. Și pentru cybercrime. Te rog să activezi copia antivirusului fals ca să primești conexiune de anonimus, de anonim. Ăsta chiar n-are cap. Când a creat fake virusul, nu s-a și gândit ce dracu e. Mai de cap. Ok. Ok, wallpaper. Pleacă dracu. Pardon. Nici nu știu ce mi-a dat înapoi. Și cealaltă dorință să fie only Pinkie Pie fans. Da. Pe mine mă cam sufocă. Conectați dracului, că știe că poate... Cine a dat telefonul meu 90 la maxim? Cred că eu am făcut asta. Ca orice om normal. Stați, aoleu. Tăl, mă, doamne, iartă-mă pe de generație care strică generează zile mari. Să se ducă fake in a virusul ăsta la balamuc? Sau să... Ăsta, control shift. Ăsta are un site. E conectat la un site. Da, el e conectat la un site. Dar aș vrea să caut pe internet. Eu nu sunt o fiară! Nu pot să... Hai mă, da. Te cură! Online secur pe info. Google.com Tokyo. Bă, crezi greșit? Lasă! Fiu! Perfect, am scris bine. Mă lua capul și mâinile atât. Scuze, prieteni. Cred că ar trebui să mă odihnesc puțin. Interesant. Very nice. Am spus să chide. Fly to Tokyo. Învăț japoneză cu Duolingo înainte să merg acolo, clar? Dar am luat o pauză puțin de la YouTube ca să stau la crochete și ca să o bat pe sora lui Emma. Oboro, the gentle blade. Nu, the cuțit blade. Cum dracul l-o chema pe Oboro? Firar Oboro a dracului n-a putut Emma să o educe
Hai, da, follow your recommendations, ia uite-te. Security Essentials. Să-ți protejezi computerul, trebuie să te asiguri că toate cele trei esențiale ale calculatorului, nu. Trebuie să asigură-te că cele trei esențiale ale securității sunt pornite. Dacă nu sunt setările pornite, să ne urmărești recomandările, cum ar fi să activezi fake virusul ăsta. Chiar imaginez. Ce să faci, Aline? Uite, ești prost, Aline? Nu, îmi zice Nicu, pe Evo Insula. Ce să faci, Aline? Aline, ești prost! La revedere! Dacă Pinkie Pie nu este în Big Kill la pișa anterioară, fii rar Pinkie Pie de admisă! Genichiro, Pinkie Pie să se facă la mine sau nu? Muzică! Am spus muzică. Repet! Muzică! Bep! Muzică. Back in a virus! Ai, bă, îmi zice că am trimis mail-uri indecente. Aoleo, altarul Dirty Talk-ului și... Aoleo. Aoleo, mă, pe mine mă cam sperie. Ia uite ce zice. Elliot. Aoleo, Florian. Plantetal. Julia San Florian. Mă, ăsta a amestecat numele românești cu Daryl, Francisco, Darren, Rahul, Becky, San, Elliot, Florian. Mamă, ăsta a găsit numele pe undeva. L-a găsit. A Pinky mai care se mică pe șaite oară. Fake na virus Windows Protection Unit. Lacrimi, Nagori Yuki. Muzică! Miau! Admiterea ei, miau. Miau.
Miau! Mama pisică. Urmărește-mă pe YouTube. Mother. Mama pisică, British Shorthair. Te rog eu frumos să mă urmărești pe YouTube. Vreau să iau măsuri cu o nebună care n-ai cont pe OnlyPinkyFans. Vreau ca noi împreună să învingem sentimentul ăsta, că nimeni nu mă iubește. Please watch over me, mother. If nobody loves me, at least someone must do this to me. Pot să vă spun de ce spun eu că nimeni nu mă iubește? Sau că simt asta? Este că eu sunt pe jumătate un idiot de la alte glume. Sau de la ce am auzit eu. Gata, mă duc să... Nu mai am încredere în Pinky. Fosta colegă de mai frumoasă ca Bianca, Pinky, băi. Să vrem pe Pinky cu calcula mai a fost o idee foarte proastă. Să pune pe ecran japonez. Da. O femeie mă cam supără. Vreau să nu se plângă, dar sunt cam tare supărat. Puteți să mă urmăriți, puteți să mă avertizați, dar vă rog eu frumos, urmăriți-mă după ce mi-ați vizată momentul meu de supărare. Vreau să câștigăm lupta inimilor, frânte cu cele astea. Nu mai zic. E timpul să pornesc calculatorul în safe mode. Safe mode. Ok. Safe mode cu rețea. Suntem în safe mode. Asta mă cam bucur. Putem să resetăm ce a făcut antivirusul fals cu registrii aia, dacă cred că... Stați! E un fake in a virus! L-a deturnat pe regedii să ruleze el. Da. Dacă vrei să resetezi setările, apare fechina virusul, mergi? Nu. Nu merge. Aoleo. Nu cred că merge. Nu cred. App data. Îl vedeți pe virusul ăsta? Ăsta nu cred că mai poate să mai ruleze în safe mode. Sau cred că da. MS config. Cred că la startup se rulează troianul. Cred că e timpul pentru Marbase Anti-Malware să-și întâlnească boss-ul asasin. Ah, nu merge. Nu merge să ruleze ca administrator. De ce Marbase-ul poate să ruleze? Ah, nici mbam gui nu merge. Nu merge niciunul. Dar merge versiunea Chameleon. Win logon. Da. Se protejează aici. După care încercăm să rulăm. Nu vreau să actualizez Marbase-ul. Hei! A spus că nu vreau, lasă-mă în pace. Și ce am spus? Am spus să mă lași. Nu vreau să actualizez Marbase-ul, ce ai, eu înțelegi? Vreau să... Putem să-i dăm rename, să fie mbam sau...
crezi-mă, să îi facem o copie, copy, paste, să fie explorer.exe, după care să locuim ce a făcut virusul, după care puteți să scanăm. Perfect, mamă, să discutăm, pentru că am o mare problemă. În ziua de astăzi se pare că simt că sunt teribil pe ce simt eu și am auzit. Sunt prea bătrân pentru porcăria asta sau rahatul ăsta, sau cum să zic eu în engleză, I'm too old for this crap. M-am întors, am găsit fecina virusul. Oh, bă, dar problema mea este că virusul ăsta prea deturnează multe figuri. L-am scanat. Am găsit malbaiță virusul, dar nu vreau să șterg nimic din coșul de reciclare până nu-mi dau seama ce face virusul ăla. Nu vreau să șterg pe ăștia pentru că backdoor bots sunt virus și pe care nu i-am testat, da? Winfix-ul este de Afexis Def. Poate l-ați mai întâlnit. Aici, de aici, până sus, îi scoatem pe toți. Da. Eu vreau să caut în app data, după care vreau să îl scot pe troianul ăsta. Odată cu rezultul, palele șterg, după care scaneză cu malware, anti-malware, să poți să scap de IFO debugger-le, care IFO debugger-le astea blochează malware, blochează Task Manager-ul, după care după care trebuie să resetezi ăsta. Trebuie să reseteze Task Manager-ul, trebuie să elimini astea. Dacă nu poți să elimini Task Manager-ul, dacă nu poți, uite ce trebuie să faci eu. Mergem la taskmanager.exe, taskmg.exe, unde este izolat de Troian. Mergem? Nu e aici.
Nu e nici aici. A, aici e. Virusul ăsta s-ar putea să deturneze una sau mai multe valori. Cum ar fi teaz.exe, server host și încă unul. Astea sunt blocate, după care putem să rulăm în sfârșit task manager-ul și să ne întoarcem înapoi pe Windows. Deci, ieși înapoi de unde ai venit, prietene. Cam asta a fost filmulețul, dați like, subscribe. Și îmi cer scuze pentru la început, eram foarte supărat că am auzit ceva teribil, dar nici nu mai îmi pasă pentru că urăsc când aud de astea. Puteam să vorbesc despre una să fie angajată în grup, dar nu cred că mai am chef de doința asta sau de gluma asta, pentru că poate rănesc pe alții. I messed up. Așa e. Faza cu angajata în grup sau doința mea sau alte glume, am dat-o în bară. Și ceva, ne mai vedem.